Vom face mult mai mult în Brăila și asta pentru că alături de noi vin oameni extraordinari, oameni care au realizat deja foarte mult în viață și care au capacitatea de a schimba lucrurile în jurul lor. Oameni care au demonstrat că pot, care știu ce au de făcut, oameni serioși, familiști, oameni care se potrivesc din punctul de vedere al principiilor, filozofiei lor de viață cu ideologia partidului nostru. Tocmai de aceea ne-am întâlnit astăzi aici pentru a-i ura și în fața comunității și oamenilor din Brăila, a-i ura bun venit în echipa noastră, domnului Florin Cârligea. Îi mulțumim mult pentru că... prezență. Da. Îi mulțumim mult pentru că a făcut această alegere. Suntem bucuroși și onorați. Și asta pentru că Florin Cârligea, în primul rând, este brăilean 100%, născut și crescut aici, un om foarte serios, familist, cu 3 copii, ortodox, care, dacă m-am uitat așa pe CV-ul dânsului și dincolo de realizările lui extraordinare din mediul privat, pe care le știm cu toții, m-a atras un lucru și anume... Florin a absolvit Facultatea de Utilaj Tehnologic, dacă mi-am amintesc eu bine, cu 10, cu media 10. Asta ne spune că avem aici un om extrem de inteligent, un om care ia lucrurile în serios și responsabil și care le duce pe toate la bun sfârșit, cu responsabilitate și cu succes. Tocmai de aceea noi suntem foarte bucuroși. Brăila, suntem convinși că va deveni una dintre filialele noastre puternice, este un nou început. Unii ar putea să spună că nu avem foarte mult timp până la alegeri, însă noi am învățat din experiența proprie că omul sfințește locul și că atunci când îți dorești cu adevărat să faci ceva, reușești. Florin va reuși în Brăila, sunt convinsă că va fi urmat de foarte mulți oameni buni și va reuși nu doar să schimbe percepția publică asupra aur în general și poate chiar aur în Brăila, ci va reuși chiar să facă lucruri mari și importante în perioada următoare. Dincolo de toate astea, vreau să spun că venirea oricărui membru în Partidul Aur este bazată numai și numai forma de merit. Toți cei care ne vor reprezenta în România vor fi oameni care nu-și dau bacalaureatul pe la 28 de ani, oameni care nu fac facultăți pe care nu le recunoaște nimeni, ci oameni care au făcut ceva în viață și lasă ceva după ei. Deviza noastră în Aur este omul potrivit la locul potrivit. Noi avem această deviză de la care nu ne abatem. De aceea venirea domnului Florin la noi s-a făcut pe baza exact acestor criterii, CV-ul social și profesional. Sunt mândru că am fost primit rândurile Alianței pentru Unitatea Românilor. La ora actuală, pentru mine, cam singurul partid care reprezintă interesele românilor, indiferent dacă vorbim aici de omul simplu sau de mediul privat, pentru că în ultima perioadă, din punct de vedere politic, lucrurile au cam luat o rază. Vă mulțumesc încă o dată, altceva nu am de spus. Dumneavoastră și colegilor mei, sigur, da, vom vorbi în câteva luni de zile și îmi doresc foarte mult, ca prin experiența mea să aduc un plus. O să aduci. Așa să fie. Un plus. Suntem siguri. Pentru a